A eșuat tentativa consilierilor Partidului Acțiune și Solidaritate de a pune în dezbatere varianta lor de proiect al bugetului pentru municipiul Chișinău. Asta după ce consilierii Partidului Mișcarea Alternativă Națională nu au dat curs invitației, iar numărul de aleși a fost insuficient pentru desfășurarea întâlnirii. Ieri, cu o întârziere de jumătate de an, Primăria Chișinău a reușit să pună în dezbatere proiectul bugetului municipal pentru 2024. Potrivit documentului, în acest an sunt estimate venituri de peste 7 miliarde de lei și cheltuieli de 8,2 miliarde de lei. Nemulțumiți de bugetul elaborat de primărie, consilierii PAS și-au elaborat propriul proiect, iar președintele fracțiunii PSRM, Adrian Lebedinski, a precizat pentru TVR Moldova că nu exclude comasarea celor două proiecte. Imediat, tuturor, eu salut prezența în sală a consilierilor interesați.